v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune pamflet, Presa în lui Rotundu. Astăzi, la sala de ședință a Consiliului Municipal Botoșani, a avut loc un eveniment editorial. Jurnalistul Corneliu Filip a lansat volumul intitulat Decembrie 1989 la Botoșani. Așa arată coperta întâia, așa arată coperta a patra. Volumul este redactat în stil jurnalistic și mult uh, narrativ, așa, o lectură ușoară. Deși în cuvântul de deschidere autorul uh, declară că vrea ca întreg conținutul volumului să fie și un documentar istoric, mai puțin să axează pe datele istorice concrete de la acea vreme, zile, ore, și mai mult prezintă evenimentele respective cu o serie de paranteză, adică vine cu o serie de completări din cunoștințele sale de jurnalist de dinainte de 1989. Volumul este interesant, este total diferit de celălalt volum intitulat Revoluția la Botoșani, semnat de regretatul profesor, doctor în filozofie, Petre Curcă, este total diferit, cum vă spuneam, prin modul în care autorul a abordat acest subiect. L-am frunzărit, n-am reușit să-l citesc în întregime, pentru că abia la ora 3 astăzi a avut loc lansarea. Dar am spicuit așa și mi-a atras atenția un episod, de exemplu, după fuga lui Nicolae Ceaușescu, cum au venit încolonați cei de la Fabrica Electrocontact, de la grupul de fabrici, mai bine zis Electrocontact, vreo 5.000 de muncitori de acolo, în frunte cu organizatorii. Dacă vă mai amintiți, o parte dintre ei au uh, dispărut, dar unul uh, unu rămâne, unul marcant rămâne. În fruntea cohortei s-a aflat și Gheorghe Marcu, cel care avea să ajungă deputat, lider a PSD-ului și care acum lucrează pe un salar frumos de câteva mii de euro, la o instituție financiară. Deci, Gheorghe Marco a venit în fruntea coloanei strigând lozinci anticomunisti, lozinci care cu o zi înainte aveau un alt conținut, pentru că înainte de a fugi Ceaușescu, când încă la Timișoara erau evenimente, când încă se împușcau oameni, la electrocontact din dispoziția directorului de calitate de atunci, dacă vă mai amintiți de Huțu, care a fost prefect de Botoșani, președintele Partidului Socialist la nivel de Botoșani, pregăteau vreo 5.000 de bătii de baseball cu care se meargă la București și să facă ordine. Așa cum ulterior au venit minerii și au făcut ei ordine în stil mineresc. E bine, cu zi înainte apărau regimul lui Ceaușescu, a doua zi au întors foaia, străgau jos comunismul. Iar Gheorghe Marcu, băiat fâșneț, a simțit din control bate vântul și s-a realizat. Nu numai el, au fost și alții. Dar ce este de reținut, acolo la electrocontact a fost un fief de informatorii eh, informatori ai securității. S-a dovedit că și Gheorghe Marcu a fost chiripitor la securitate. Ați văzut în emisiunea de față acum eh, câteva săptămâni am prezentat cazul lui Florin Egner, tot inginer la electrocontact și el turnător ordinar la securitate. Mai sunt vreo doi care sunt eh, eh, fostul președinte al Consiliului Județean, Botoșan Constantin Coțac, și fost președinte la PSD, el îi descoperă. Nu știu cum procedează, ce surse informative are, dar până acum n-a dat greș. Când a anunțat în presa locală că Gheorghe Marco a fost turnător la securitate, n-a durat mult și s-a confirmat de către CNSAS. Când a spus că Florin Egner a fost turnător la securitate, n-a durat mult și s-a confirmat. Acum mai are pe agenda două nume, nu li rostesc, pentru că S-ar putea, multe să nu meargă, de multe ori la apă și să dea greș. Dar, până una alta, deci, acest volum lansat de Corneliu Filip merită a fi citit ca să, le, ca să ne amintim evenimentele din acea perioadă. Sau, cei mai tineri care nu au uh, cuprin, surprins acele evenimente să ia act de uh, modul în care ele s-au derulat și să știe. Cum s-a făcut Revoluția la Botoșani? Nu prea a fost Revoluție, dar hai să mergem pe ideea asta. Că istoricii înclină să definească ce s-a întâmplat ca o Revoluție, mai ales după ultimile cercetări penale, în dosarele cu Iliescu și cu toți ceilalți, se pare că a fost o revoluție, dar înăbușită în sânge din ordinul lui Ion Iliescu de către armata română, cu acea invenție celebră a teroriștilor, de care nu s-a prins niciunul. Au dispărut săracii așa cum au apărut, adică virtual. Și să trecem la evenimentele noastre curente. Ieri, la Camera Deputaților, e, după amiază, domnul Liviu Dragnea, l-a invitat pe guvernatorul băncii românie, Muguri Sărescu, și pe premierul Viorica Dăncilă, chipurile să facă el medieri. L-a sabotat pe președintele Iohannis cu medierea pe care voia să o facă la Cotroceni și a făcut el medieri. Păi, nu știu ce fel de medieri o fi fost ieri acolo, dar de dimineață, de la Comisia Europeană s-a anunțat că România riscă să intre într-o criză economică gravă de tot. În primul rând, pentru anul 2018, cei de la Comisia Europeană, în buletinul care l-au dat publicități, nu numai pentru România, pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, dar la România spune că există riscul să depășim deficitul bugetar de 3%, să se ducă anul ăsta la 3,3%, iar la anul la rata inflației anul ăsta se va duce la 4,5%, la anul va avea o scădere ușoară și că se conturează în economia românească toate elementele, toate ingredientele necesare unei greve care poate fi financiar economic sau numai economică. Ei bine, de dimineață Liviu Dragnea a luat cunoștință de acest buletin de această prognoză a Comisiei Europene și după amiază a discutat vreme de trei ore cu Mugur Iserescu. Nu știu, Viorica Dăncilă, premierul, nu cred că a deschis -a gura, pentru că acolo s-a discutat în niște termeni tehnici. Nu are nicio treabă cu economia, nu are nicio treabă cu gramatica limbii române, dar apoi cu economia ar fi culmea. Mai ales că e inginer minier cu diplomă luat pe la Petroșani. Rămâne de văzut, poate reporterii care fac anchete la nivel național vor afla dacă ea a ajuns la Petroșani să-și ridice diploma sau i-au trimis-o prin poștă. Dar asta nu mai contează. Deci discuția, mă scuzați, discuția de la Camera Deputaților s-a purtat practic între cei care l-au acuzat pe Muguri Sărescu că este vinovat de creșterea ratei inflației și mai ales a dobânzii robor care usucă buzunarele celor care au credite bancare. Deci, Dăncil în calitate de premier și cu Liviu Dragnea în calitate de președinte PSD l-au acuzat pe Mugurii Sărescu de aspectul ăsta. Și l-au chemat să medieze. Păi ce să mai medieze? Dacă tu ești el la care l-ai acuzat. Medierea o face o persoană neutră în condițiile astea. Adică pune adversarii față în față, ia zi tu bă, Dragnea și Dăncilă. Ce argumente aveți voi că BNR-ul e vinovat de ce se întâmplă în economia românească. Ia tu, guvernatorul Mugurii Sărescu, spune ce elemente ai, cum că e vinovat guvernul care guvernează țara, că e vinovat PSD-ul care guvernează țara. Așa se face mederea. Și după aia trage o concluzie finală. Nu. La Cotroceni s-ar fi putut întâmpla lucrul ăsta, dar la Camera Deputatului la Dragnea sub nicio formă nu. Astăzi s-a aflat sursă, bineînțeles, cam ce s-a discutat acolo vreme trei ore. Păi mare lucru nu s-a putut discuta, că Mugurul Sărescu a venit și a pus pe masă statisticile băncii naționale, argumente puternici bazate pe cifre concrete, din care rezulta clar că tot ce se întâmplă în economia națională este datorită politicii guvernului o politică economică total inadecvată în momentul de față. Liviu Dragnea a avut o altă cerere către Mugurii Sărescu să nu-i mai lasă pe alt funcționar din BNR, cum e Lucian Croitoru sau uh, Valentin Lazia, să mai iasă în conferință de presă și să arate cu argumente că tot acel dezastru care sconturează în economia românească, poartă, pentru tot acel dezastru, poartă vina guvernul PSD. Asta i-a cerut lui Mugurii Sărescu. Nu știu dacă Mugurii Sărescu i-a promis sau nu, dar din câte îl cunosc, cel puțin pe Valentin Lazea, pe care l-am cunoscut în mai multe rânduri, pentru că el uh, s-a lansat în politică uh, înainte de 1996 în partidul lui Cunescu, partidul lui Sergiu Cunescu. Dacă vă mai amintiți de Partidul Social-Democrat tradițional, la Botoșani, reprezentat de Dumitru Sandu, Dumnezeu Siliat, fost deputat și profesorul Mircea Dănuț. Îi spunea Partidul 2 pe biciclet, că ei doi erau tot Partidul Lucunescu la Botoșani. Ebine bine, acest Valentin Lazia, încă din acea perioadă, făcea analiză, studii în interesul partidului cu privire la politica monetară, politica financiar-bancară, care trebuie aplicată de guvernul CDR. Guvernul, celebrul guvern din perioada 1996-2000. Omul este un specialist în domeniu. Și nu știu dacă va reuși Liviu Dragnea să-i pună lacăt pe gură. Și nu cred că nici mugurii ar are vreun interes, că până la urmă, dacă nu iesă și nu ne spune adevărul, ăștia de la PSD o să arunce toată beleaua mai târziu pe Banca Națională, cum o aruncă și în momentul de față, dar numai cu jumătate de gură. Da, și să venim la evenimentele locale. Am avut o mini-vacanță de patru zile, dar nu ne-o tehnit. Au avut grijă ai la Nova Apa serv și ne străce Toate plăcerea asta de mini-vacanță. Ne-au luat apa de seară și au apărut abia spre duminică noaptea, spre luni. Au anunțat ei că sunt verificări programate noi de verificări. Au fost programate exact în zilele când s-au dat liber și la bugetari. Ăștia din sistemul privat au lucrat. Dar s-au dat liber la bugetari, s-au dat liber la o serie de uh, unități, uh, companiile de stat, mai bine zis. Deci majoritatea au fost acasă. Plus, din sistemul privat uh, au fost acasă toți în zilele de sâmbătă și duminică. La sfârșit de săptămână știm cu toții ce se întâmplă în casele noastre. Femeile spală, ci s-au adunat în decurs de o săptămână, fac curățenie, spală pe jos, în bucătărie, acolo unde uh, oamenii au pus Gresie uh, prăfuiesc. Uh, acum a fost perioada când trebuia spălată lenjeria de iarnă și pusă în dulăpior acolo peste vară. Eh, exact când toate gospodinile și-au făcut socotele astea, uh, au avut grijă la Nova Pazier să le strece programul. Dar ce verificări programate așa urgente aveau ei încât neapărat în aceste patru zile libere trebuiau uh, realizate? Păi au avut două racorduri, se pare. Unul pe strada Împăratul Traian, aproape de sensul generatoriu cu strada Octavo Nicescu și al doilea uh, aici în zona Carfurului la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu, strada Sucevi. La aceste două racorduri s-au uh, lucrat în zilele de sâmbătă și duminică. Racordurile astea puteau fi amânate. Nu ardea nimic. Nu murea nimeni. Nu era nimeni în pericol. Dar, adevărul e altul. Acolo, în PSD, există o luptă fraticidă. Doina Federovici spare că vrea să scape de Costică Macaletă să-l trimite la pensie din calitatea lui de președinte al Consiliului Județean Botoșan, pentru că nevasta șoferului a pregătit un locuitor. Are pe altcineva să-l pună președinte. Costică Macales nu se dă dus. Iar Nova Apa este companie subordonată Consiliului Județean Botoșan. Albert Nasi, directorul, managerul general de acolo, se spune că este omul lui Macaleț, a mai fost acolo la Nova Apa Serv și omul lui Doina Federovici, Dandeliano, pe care ministrul ăla ce-a venit la Botoșani cu papuci roșii ca să arat chelei hoților din păduri și ape, l-a făcut subsecretar de stat. O moșit nevasta șoferului și-a reușit să-și pună cu mătru secretar, subsecretar de stat la Ministerul Pădurilor. Acum, postul de președinte al Consiliului de Administrație la Nova Apa, e liber și vrea Doina Federovici să-și pună alt om a ei. Costică Macalet trage sforile să-și pună și el omului. Și atunci, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat acest sabotaj împotriva lui Costică Macalet, să-l compromită cei din PSD care sunt împotriva lui și am suferit noi. Noi am rămas fără apă rece și fără apă caldă la robinete în această mini-vacanță de patru zile. Vedeți? Noi suntem calul de bătaie. Ei își rezolvă treburile lor, ar să scuipă, mâine să pupă în piața Revoluției și noi tragem ponoasele. Și ce credeți că până la anul sau peste doi ani, în 2020 în vară, când vor fi din nou alegeri locale, vor mai ține minte botoșănenii să-i sancționeze? Vă garantez eu că dacă le dă un mic șobere, votează cu amândouă mâinile din nou uh, candidat uh, PSD-ului. Despre societatea Telecom v-am prezentat în emisiunea de față de vreo 2 ani, de zile încoace, mai multe situații create prin județ. V-am prezentat situația de la Boceni, unde în urma unei avarii la rețeaua telefonică produsă chiar în prag de Crăciun, oamenii au rămas fără semnal la telefonul fix și fără semnal la internet, că acum Telecomul oferă pachet de servicii, îți dă televiziune, internet și telefonia fixă. Au stat aia până după sărbători, prin ianuarie, le-au venit liniori și au reparat avaria. V-am prezentat cazul de anul trecut de la Cândești din vara anului trecut, când tot așa, acolo s-au furat cablu telefonic pe o distanță dintre 2 sau 3 stâlpi, nu mai rețin exact. Am, re am reclamat cazul la telecom în mai multe rânduri. Nici în cot nu i-a durut. Am contactat-o pe Liliana Mincă, bătoșneana noastră, care e vicepreședintă la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, și am relatat situația de la și Mi-au promis că rezolvă problema imediat cu ei de la Telecom, le dă o amendă de învățământ. Au trecut vreo două zile, am sunat-o din nou. Doamna Mincă, care e situația că nicio mișcare la Cândești? Am stabilit cu ei un grafic. Am așteptat să treacă graficul ăla nu s-a mișcat nimeni, nu a călcat niciun linior prin satul Cândești ca să refacă rețeaua. Am sunat-o din nou pe doamna Mincă și am spus, doamnă, eu am informații că dumneavoastră ca instituții protejați interesele telecomului și nu protejați interesele clienților. A sărit în sus, a luat foc. Că nu e adevărat. Până la urmă s dovedit că eu am avut dreptate. Nici acum la când nu funcționează rețeaua. Oamenii s-au descurcat cum au putut și au cumpărat telefoane mobile la rețele astea unde au semnal, pentru că nu toate rețelele au semnal în zona respectivă. Acum, în noapte din 19 spre 20 aprilie, în Vlăsânești, nu se știe că a trecut un tir, că a trecut un utilaj agricol mai înalt, dar cert este că sirile care traversau șoseaua au fost mulți s-a smult, inclusiv din cutia aia de distribuție a abonatului racordat. Oamenii au rămas fără semnal la telefonul fix și internet. Sunt uh, care au nevoie de internet. De exemplu, ia acolo un profesor Ioan Stoiciuc cu care am dialogat și mi-a spus domnul Rotundu, eu am nevoie de internet la, la, calculator, pentru, la laptop, pentru că lucrez, mă documentez, mă pregătesc orele n-au semnat. Au o reușit cu greu, cu foarte mare greu, să contacteze uh, pe cei de la telecom uh, de aranjamentele. Pentru că au un sistem foarte complicat ca să ajungi să declari un incident în rețeaua lor. Te trimite de la numărul 1 la numărul 2. La numărul 2 auzi muzică și spune să te duci și la 3. La numărul 3 te trimite înapoi la numărul 1. Dar nu răspunde nimeni la telefon. Vorbești cu un robot. Ei, a reușit profesorul Stoiciuc și a vorbit cu ei. i am spus, domnule, trimite în după 1 mai echipa. A suntem în 4 mai, nu s-a prezentat nimeni la Vlăsânești. Eu le-am spus, fraților, căutați-vă un alt furnizor de servicii pentru că dacă ați ajuns pe mâna telecomului, nu o scoateți la capit cu ăștia. Se pare că politica celor la telecom, cel puțin pentru mediul rural, este să dispară rețeaua telefonică și așa în județ, pe unde circulați cei care circulă, vedeți pe marginea drumurilor județene în special, cum rețeaua telefonic pe să țin unul de altul în fire, să prăbușesc. Nu vine nimeni să-i consolideze, să, -i să -i repare. Pentru că cred că asta e politica lor. Urmăresc să dispară rețeaua de fire, care este costisitoare de întreținut și drept, și să înlocuiască cu rețeaua telefonică mobilă. Dar până când se vor rezolva aceste probleme, atâta vreme cât au abonați, trebuie să-și respecte clauzele din contract. Iar când nu le respectă, cel chemat să o facă pe jandarmul este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Nu s-a băgat nici data asta, doamna Mincă, vicepreședinte. Am dreptate, doamna Mincă, protejați marile companii. Că aia au de unde contribui la partid. Ca să nu spun mai multe, deși știu anumite lucruri. Să mergem mai departe. La Sulița există un director de școală, o fostă, o învățătoare, Elena Pușcașu. Ea a ajuns director după alegeri locale din 2016. În acele alegeri locale a făcut campanie pentru candidatul PSD-ul la funcția de primar un învățător pensionar, Mihai Mocanu, iar Mihai Mocanu i-a promis dacă mă susții, mi-adun semnăturile necesare să pot depune candidatura, te fac director de școală, pentru că eu am relații extraordinar de bune cu doamna inspector general Mihaela Hung. E, Lenuța noastră s-a apucat, umbla prin sat, o strâns semnături, o depus Mihai Mocanu candidatura, Primar oricum nu avea să iasă acolo, pentru că acolo este un primar care va ieși la pensie, dacă va vrea și nu cumva va mai rămâne în continuare primar. E un primar care s-a descurcat și a făcut niște lucruri serioase pe acolo prin comună și oamenii îl susțin în continuare. Și gândirea celor din Sulița e cam liberală, nu-i pe calapodul PSD-ului. Așa că Mihai Mocanu n-a ieșit, și a și consilier și a ieșit și învățătoarea noastră Elena Pușcaș, consilieră. Dar, Învățătorul Mihai Mucanu, om de cuvânt, om serios, s-a dus la Mihaela Huncă, o tras forle, cum le-o fi tras, cu ce le fi tras, că au schimbat-o pe directoarea care era o profesoară cu doctorat. Au schimbat-o din funcția directă, de director și au pus-o pe învățătoarea noastră. E, când s-au văzut Elena Pușcaș cu saci în căruță, au început să fac militărie cu profesorii și cu părinții elevilor. Acum, că faci militărie, prin societatea noastră, prinde bine milităria, că așa am fost obișnuit înainte de 89 să, să fac cu noi militărie. Numai că milităria ei e de altă natură. Nu e ca zonă. E o militărie în avantajul ei personal și în avantajul partidului pe care îl reprezintă PSD-ul. Apoi, ea are un program foarte ciudat. Zilnic face naveta. La ora 12 are un autobuz la 1 al doilea autobuz. Dacă nu pleacă cola de 12, cel târziu cola de 1 o dispărut din școală. Dacă vine vreun părinte care are nevoie vreo adverință, ceva pentru o instituție a statului, că la instituțiile astea ale statului e birocrația în floare, și o caut pe doamna director, nu -i. <coughs> Dacă vine în cursul de dimineață, în cursul orilor, orelor, de dimineață, doamna director la ore. Nu poate să semneze adverință. Și umblă oamenii prin jurul școlii din, din buză. Ce spune, îi putem numai imagina. O altă meteahnă a doamnei director este aceea că ședințele de Consiliul de Administrație le regizează și ies numai pe ei. Membrii din consiliu de Administrație semnează de multe ori procesul verbal, chiar dacă n-au fost la ședință. Toate lucrurile astea le-am primit pe mail de la un grup de cadre didacticii de la școala din Sulița, cerând să vină lumea lor rotundă, să îi ajute, să filmeze. Păi, oameni buni, n-am ce căuta acolo. Acolo e fieful PSD-ului. Cu toții ați organizat campanii în favoarea PSD-ului. Că nu voi ieșit. Că nu va ieși candidatul. Acum, na, trebuia să fiți și voi un pic mai profund în gândire și să constatați că băi, nu avem nicio șansă cu candidatul nostru, așa că hai să stăm noi neutri, că nu știi cine câștigă alegerile și de ce să fim noi după aia etichetați că am făcut politica nu știu cui. Apoi, în campania parlamentară din decembrie 2016, a mers tot cu PSD-ul. Acum, dacă aveți o problemă din partea PSD-ului, bă, fraților, mergeți la partid și așa cum v pus director pe linii de partid, n-aveți decât convingeți pe cei care conduc PSD-ul la nivel de județ, pe cel pus din PSD la inspectoratul școlar, și să vă schimbi directorul și puneți punul. Da? Eu vă spun, voi să zic să puneți punul competent. N-aveți nicio șansă. Totul nu de-a PSD-ului va fi. Așa că Duceți-vă crucea până la alegerile din 2016 și rugați-vă să nu mai fie PSD-ul la putere ca să aveți și voi parte de un director ca lumea. Că o pică bine ca o învățătoare să dea ordini unor profesori care și-au tot ce prin facultate și-au învățat carte și au tremurat intrând la examenele din sesiuni, trăgând biletul de pe masa profesorului, au transpirat în alea 5 minute cât au avut la dispoziție să-și organizeze modul de a răspunde la subiectul de pe bilet. Deci sunt uh, niște lucruri care nu cadrează ca un învățător să dea ordini unor uh, profesori, așa cum se mai întâmplă și la Drăgușeni. Tot o învățătoare, nevasta primarului, dă ordine la profesori pentru că așa o hotărât Mihaela Huncă în vremurile când era ea cea mai mare și mai tare din inspectoratul școlar. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim Vinerea viitoare la aceeași oră.